Elevii liceelor economice din 4 județe și-au prezentat proiectele de afaceri în cadrul unui concurs regional găzduit de Colegiul Economic PSA Aurelian Slatina. La acest concurs s-au înscris peste 70 de firme de exercițiu care au avut la bază o idee de afacere a elevilor. Ca noutate, în acest an am organizat, după cum vedeți aici, un târg al firmelor de exercițiu, un târg regional al firmelor de exercițiu. Avem participare directă, peste 25 de firme de exercițiu, atât din județ, din toate orașele, din județ care au colegii economice, licee economice, cât și din alte județe. Elevii au prezentat ideile lor de afaceri materializate în firme de exercițiu. Prin acest concurs s-a căutat un viitor antreprenor de succes. Ce ne poți spune despre proiectul vostru de astăzi? Proiectul nostru de astăzi este extrem de important pentru noi, pentru că ne dezvoltă capacitățile de asimilare și ne ajută pe viitor pentru a ne orienta în viață. Este un proiect al școlii. Firma noastră se ocupă cu prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor. Firma noastră se numește EcoStart SRL. Este o firmă special pentru turism. Turism în țară, dar și în afară. Anul acesta, concursul la antreprenori de succes a fost la cea de-a doua ediție și au participat în mod direct peste 25 de firme de exercițiu, iar alte 50 au trimis proiectele online.